Bine, v-am găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem împreună într-o ediție specială. De ce? Pentru că vom vorbi despre conflict. Se pare că lumea noastră este copleșită cu, cu de conflicte ideologice, militare și încă multe altele. Cu toate acestea, astăzi vom vorbi despre un conflict care îl descoperim în Sfintele Scripturi. Despre ce vom vorbi, alături de mine, astăzi sunt colegii de platou care vor ajuta să descoperim lucrul acesta. Sunt pastori Bisericii Adventiste de ziua 7, bibliști, comentatori a Sfintele Scripturi, domnia sa Tudor Scurtu, bine ați venit. Bine. De asemenea și Dumitru Jurafluv, bine ați venit. Bine, v-am găsit, mulțumim. Interesant, găsim vorbirea directă. A Domnului Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 17, unde spune astfel. Sfințește-i prin adivărul tău, cuvântul tău este adivăr. În principiu, discuția pe care o vom avea va fi pe subiectul ce este adivăr, ce este realitate. Pentru că avem nevoie să cunoaștem care este situația reală a lucrurilor, vis-a-vis -vis chiar și de conflict. Și iată, în, în ultima carte a Bibliei, există în mijlocul acestei cărți, care se numește Apocalipsa, Există mesajul pentru, e un mesaj de avertizare pentru toată lumea și mesajul acesta, într-o ediție anterioară, am vorbit despre faptul că privește pe noi timpul nostru, timpul pe care îl numește el timpul de pe urmă. Și sună în felul următor. Și am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru, ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. Și el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Vorbim despre un conflict, despre o criză. Uh, care va fi subiectul? Pentru că acum, dacă vorbim în contextul acestui mesaj, care va fi subiectul conflictului final? Închinarea. Deci terminul închinării sau problema da, închinării. Da, problema. Închinări. Nu e vorba de închinarea fizică, uh -huh. pentru că de multe ori oamenii pun accentul pe această închinare a domnului. Adică, ți-ai plecat genunchiul, sau cum în lumea musulmană oamenii sunt obișnuiți de trei sau de 5 ori să roagă și își pleacă genunchiul cu capul până la pământ. Sfânta Scriptură, în termenile acestea, sau aici, în acest loc, nu vorbește aici despre tipul acesta. Accentul uh -huh. este pus peste asupra ascultării. Închinare înseamnă ascultare, a împlini, a căuta să faci voia lui Dumnezeu, a te supune stăpânului tău, lui Dumnezeu. Deci închinarea pe care o cere Dumnezeu, o cere nu una servilă din frică, ci aici mai mult seamnă cu o relație pe care Dumnezeu dorește să o vadă, că omul caută să aibă o relație cu Dumnezeu, în alte cuvinte omul să spună, Doamne, ce vrei să fac? arată-mi calea ta, învață-mă voia ta și apelează la cuvântul lui Dumnezeu și face, sau credința lui se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu. Adică vorbiți despre o practică anumită, da, da. Da. însă practica prevede realizarea corectă a practicii despre care vorbim da. în cazul dat, da. ale deci în contextul Sfintelor Scripturii. Da. Deci, subiectul este de închinare. Da. Închinarea până la urmă va aduce ca rezultat apartenența. Uh -huh. Pentru că dacă s-a vorbit despre închinarea care este bazată pe adevăr, așa cum ați citit la început, și nu pe tradiții, nu pe închipuirii omenești, închinarea adevărată prevede ca omul care se apropie de Dumnezeu se apropie nu cu buzile, cum zice, Isus, dar cu inima, cu înțelegerea, și anume închinarea aceasta ea va da rezultat apartenența. Ea va spune cui îi aparținem în final. Viața noastră, vorbirea noastră, faptele noastre, gândirea noastră, ea va genera un rezultat. Iar rezultatul acesta va arăta cui îi aparține acest om. Deci cu siguranță, cei care intră într un spațiu care îl numește sfânt sau deosebit, indiferent de locație, se face un fel de închinare, sau un rit, și după aceea când iese din aceea locație, își continuă de viața, viața și miriană, așa cum au obișnuit să continui. Ori închinarea adevărată e prevede schimbări. Schimbări la nivelul nu comportamental, deși și ele sunt importante, ce schimbări la în momentul înțelegerii, schimbări la nivel mental, schimbări la nivel de caracter. De... Spuneți-mi, este diferență dintre cui se te închini? Da. În practică. Da. Și există lucruri care pot fi, eu știu, confundate sau pot fi chiar șalate te gândești că te da. corect, dar de fapt da. poți, poți avea uh, o închinare greșită. Din cauza aceasta, dacă ne uităm în contextul dat, în Apocalips, capitolul 14, versetul 7, uh, sunt câteva gânduri pe care le subliniază. acesta e mesajul lui Dumnezeu. Uh -huh. Și anume spune temeți-vă de Dumnezeu. Așa. Noi dacă ne uităm sau noi trăim într-o lume ortodoxă, trăim într-o lume creștină, în Republica Moldova, România, în zona aceasta, în alte regiuni sunt alte biserici care predomină și influența bisericilor care sunt, o observăm cu oamenii să închină la diferiți sfinți. <coughs> Azi e Sfântul Cutare, Sfântul Cutare, însă din punct de vedere biblic, Dumnezeu pune priorități, spune stați-o cu oameni buni, nu sfinții sunt pe primul loc, nu obiceiurile care sunt sau care i-au acaparat pe lume, nu cum merge mersul întregii lumi. Ce Dumnezeu spune, temeți-vă de Dumnezeu. Deodată, arată și punctul. Punctul nu e pe, chiar și pe Sfinții Apostoli. Nu e accentul pus pe ei. Accentul nu este pus pe Sfântul Ilii, Sfântul Avram, că, de exemplu, observăm în lumea noastră, în Criș-Slam mulți apelează la Părintele nostru, Avram, la Iacov și -a mai departe. Ci spune. De Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie temeul credinței tale. Nu Dumnezeul lor, ci tu trebuie să-L cauți pe Dumnezeul acesta care ți se descoperă. Și aici spune, dă slavă, ascultă de El. Iar lucrurile acestea a venit de judecății. Deci aceste lucruri în ziua judecății Dumnezeu le va aduce. Vorbeam cu cineva, un conducător dintr-o biserică religioasă, și el îmi spune, în ziua judecății Dumnezeu ne va întreba adică cu ce i-am hrănit pe alții, doar cei ce-i scris în Evanghelia după Matei. Mai primit, mai hrănit și gata, acestea vor fi în ziua judecății. În rest nimic. Dar aici Dumnezeu spune foarte clar, teme -te de Dumnezeu. Dar unde este prezentată tema lui? Această, acest respect pe care omul trebuie să-l aibă. Și totodată Dumnezeu spune, uite, toate aceste lucruri eu le voi aduce la judecată. Păi da, dar sunt mulți Dumnezei. Și el sublinează încă o dată, stai că e vorba de Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul, pământul marea și izvoarele. Iată că Dumnezeu ne aduce de la prima pagină a Sfintelor Scripturi, de atunci când Dumnezeu a creat Sabatul, Simple, de adică ziua de, ziua de odihnă. da. El a pus aceasta ca o pecete Și aceasta face parte din teamă. Și din slava pe care tu i o dai. Aceasta arată respectul tău față de Dumnezeu. E o demonstrație. Da, aceasta, adică dacă tu păzești această zi, uh -huh. nu că o păzești sau devii un fariseu fățarnic, un legalist, că și farisei au fost așa, dar tu trebuie să spui, Doamne, a, tu ai dat ziua aceasta, bine, o țin. Dar cum ceri să o țin? Uh -huh. Iată, aceasta trebuie să fie întrebarea mea față de Dumnezeu. Și astfel voi căuta să mă închin lui cum îi place lui. Nu cum vreau eu, că pot să țin eu sâmbătă cum îmi place mie sau cum o țin evrei sau cum o țin diferite alte confesii care încearcă fiecare în gândirea lui sau farisei cum au ținut-o. Vedeți că există <coughs> păreri populare în care se zice, mai ales în lumea noastră pluralistă, unde se zice foarte simplu Păi domne, am eu credința mea Am Dumnezeul meu Am înțelegerea mea despre Dumnezeu De ce vii tu și te impui cu înțelegerea ta? Stai tu, Dumnezeu, cu înțelegerea ta că, până la urmă, toate căile, toate drumurile duc doar la un singur punct final. Și acolo ne întâlnim. Și hai să dai seama că cei ce ai avut tu nu contrazice cu cei ce am eu. Când vorbim despre închinare, s-ar părea așa să spui că sunt cineva care zice: Păi eu mă închin adevăratului Dumnezeu eu țin adevărata zi, așa cum cere Biblia. Unul dintre acești oameni care credea că se închină corect și o făcea din toată râvna, era Apostolul Pavel. Însă în moment când el merge spre Damasc și când Domnul întreabă, Pavel, saule, pentru ce mă prigonești faptele Apostolului nou cu 4? Două întrebări care îi pune Apostolul Pavel, care va deveni Apostolul Pavel, sunt așa. Cine ești tu, Doamne? și a doilea ce vrei să fac. Deci adevărata închinare se focusează pe dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. Al înțelege, al cunoaște. Al cunoaște, uh -huh. și apoi a face sau a respecta ceea ce el ce uh, el zice, ce el, nu ceea ce vreau da, eu. Pentru că Apostolul Pavel avea și el o înțelegere. Noi vorbim despre oameni care cunoștea foarte bine Biblia. Însă în moment când Domnul îi se descoperă, dacă îi permite lui Dumnezeu să îi se descopere, atunci el va spune, Doamne, cine ești? Vreau să te cunosc. Și a doilea în moment, ce vrei să fac? Dacă totalizăm din ceea ce a spus la momentul dat, am înțeles un lucru foarte important. Închinarea pe care o cere Dumnezeu, îl cere Dumnezeu și trebuie să înțelegi ce fel de închinare, ce fel uhum. de Dumnezeu. Dumnezeul Sfintelor Scripturi, Dumnezeul care a creat Cerul, Pământul și lucrul acesta îl observăm uh, ca un semn al închinării, trebuie să fie ziua de odihnă, în cazul dat ziua Sâmbetei, nu uhum. ziua Duminicii, pentru că ziua Sâmbetei este ziua a șaptea, așa cum este după Sfintele Relatat Scripturi. Și deci închinarea și înțelegerea, cunoașterea de Dumnezeu, e, acea, anume acestui Dumnezeu, în ziua de sabat sau în ziua de odihnă uh -huh. sau într-a zi. Corect înțeleg. Uh, de fapt, ideea aceasta uh, de ce uh, să atenționează, sau este menționat sabatul, pentru că formularea din capitolul 14 din Apocalips, versetul 7 închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarelor este m identică iată fraza aceasta sau așezarea frazeologică care este, ca din Apocalips din Exodul, capitolul 20 când Dumnezeu dă cele 10 porunci și anume în porunca a patra, Dumnezeu menționează lucrul acesta, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua șaptea s-a odihnit, de aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Deci formularea aceasta, cuvântul sabat, ne-l vedem în acest verset nici cuvântul odihnă măcar dar este menționat închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarelor apelor și formularea aceasta este identică cu cea din uh, exodul capitolul interesant, 20 interesant, descoperim încă un lucru uh, apostolii uh, chiar și Domnul Isus vorbește despre criza finală da. vorbește despre uh, o coliziune de închinare o coliziune de uh, înțelegerea cui te închini și evident că lucrul acesta, Domnul Isus îl exprimă în Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetul 22, îl citez, sunt multe locuri, uh -huh, dar îl citesc pe acesta. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi salvat. Uh -huh. Astăzi mi se pare mie mai popular numele de Isus Hristos. Și mai popular de creștini, mi se pare că, da, e o concurență islamică și așa mai departe, dar dacă vorbim de denominațiune religioase creștine, păi creștinismul, practic toată lumea vorbește despre Hristos. Cine nu știe, mai ales în spațiul ăsta românesc pe care îl avem noi, îl trăim noi. Spuneți-mi, vă rog, despre ce fel de criză finală în cazul dat se vorbește aici? Despre ce fel de oameni urâți din pricina uh -huh. numelui meu, adică de. și aici este o problemă de închinare, adică de apartenență. Uh -huh. Dacă ești de, de partea lui Hristos, cineva poate să opteze și să zică, știți, noi, de exemplu, în țara noastră, în locația mea sau în localitatea mea, sunt atâtea confesiuni religioase creștine, încât se sfădesc între ei și la un moment dat nu se împacă și uh -huh. toți vorbesc despre Hristos. Care este problema? Unde este criza finală? În ce se desfășoară? Asupra ce? În Biblie veți găsi și în Evanghelii. De ce îmi spui, Doamne, Doamne, dar voia mea nu o faci? Deci, a lua numele de Hristos, a vorbit despre El, a povesti oamenilor despre El, e bine. Însă în Apocalips 14, care ați menționat-o, spune că cei care vor păzi poruncele lui Dumnezeu și vor avea credința lui Isus, acei vor avea probleme sau vor intra în conflict cu ceilalți. Pe ce bază vor intra în conflict? Bază de a înțelege corect scripturile. Fiecare în parte vine cu tâlcuirea sa, pe când eu sunt, dacă vreți, convins la maximum, Biblia nu are nevoie de tâlmaci pentru că ea se tâlmăcește pe ea însăși. Vedeți că cineva poate să zică, și... Știți, eu mă țin de fragmentul din Sfânta Scriptură care se numește Noul Testament. Uh -huh. Se vorbește despre Isus Hristos. Ce este până la Noul Testament? Unde nu se vorbește numele lui Hristos, Isus, aia nu e interesantă. Mm -hmm. Altcineva zice, nu, 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 nu. Știi, de fapt, eu trebuie să mă țin de Vechiul Testament. Iar, unde vor întâlnim despre Hristos, numele lui trebuie să-l numim altfel, dar nu este așa. Cineva zice, domnule, Toată, Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, dar trebuie de tras prin... Selectat. Da, trebuie selectat. Deci principiul pe care îl întâlnim noi acum în, uh -huh. în teologie, el se numește canon în canon, adică noi selectăm din ceea ce este ales, ne alegem noi înșine. E un fel de uh -huh. selecție. Tot despre Hristos. Uh, din punct de vedere biblic, uh, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Așa. Toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Așa. Și problema care a fost și a spus-o Domnul Hristos că veți fi prigoniți, o vedem chiar și în faptele Apostolului, capitolul 5, versetele 17 și 18, când a fost o, o criză, să spunem, în Ierusalim, când saducheii au văzut că apostolii, biserica creștea, că ei erau la principii, au pornit o prigoană împotriva lor. Și dacă nu ne uităm la data aceea, în Ierusalim au făcut o sfinței, se numim așa, în ghilimele, Adică i-au prigonit. Nu e nou. Nu e nou. Sfinții au început să lupte împotriva apostolilor. Dar mai târziu s-a ridicat pe arena aceasta, nu sfinții de la Ierusalim, dar s-a ridicat Nero, Caligula și mulți, mulți alți dictatori și Imperiul Roman care s-au gândit că țapul de ispășări sau cel prin care pot să scăp de toate lucrurile sunt creștinii și apoi au putut să-i omoare și să-i prigonească, iată așa, de-a lungul secolilor. De ce sau pe ce bază, dacă să ne uităm? Chiar și fariseii, din cauza că nu au ascultat de ei, ei aveau autoritatea, dar nu aveau adevărul. Ei au văzut că ucenicii fac minuni, au văzut că Dumnezeu este cu ei, dar ei s-au gândit, dar noi le închidem gura, îi ducem la închisoare. I au dus la închisoare, îngerul Domnului a, a, a intervenit și i-a salvat. Mai târziu observăm că în Imperiul Roman i aruncau pe creștini în arenă, erau mâncați de lei, erau arși pe rug. Iată aceasta, de fapt, a fost lupta să spunem așa, a statului sau a puterii împotriva bisericii. Și lucrul acesta e descris și în Apocalipsa. Veți fi prigoniți, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și observăm că această luptă la început este directă. Adică e clar, statul împotriva bisericii sau împotriva creștinilor. Dar mai târziu i schimbă formă. Iată, aici și este problema că spre criza finală sau spre timpul sfârșitului problema va fi că această criză nu va fi o prigoană doar de către stat. Iată cum a fost în vremea comunistă. Ai Biblie, confiscat, este o încălcare de, de legea țării, dar va fi o încălcare de lege a religiei dată de către stat. Și atât, spre aceasta merge Deci întotdeauna a fost vărsarea de sânge Dar problema e că numele lui Hristos Sau zis numele lui Hristos Sau sub amăgirea aceasta Se vor ascunde în spatele numelui lui Și vor da porunci Să vă mai turn combustibil în foc Evident, ce, ce, ați prezentat, ce a prezentat domnia voastră despre hegemonia politică care a fost împotriva religiei sau bisericii, iar mai târziu în istorie observăm hegemonia religioasă împotriva celor care de fapt erau, aveau o altă poziție vis-a-vis de poziția oficială a bisericii. Da. Deci dacă aș vorbi despre conflictul că, despre care vorbește domnia sa Tudor, ce este un conflict? Conflictul este, apare un caz, sunt două persoane, au păreri diferite asupra unui și același subiect, însă, în momentul când cineva începe a predomina, a impune doar părerea sa, el ajunge să se creadă pe sine atotștiutor ajunge să se creadă pe sine a sfințitor care poate să explice toate lucrurile. Și aici apare criza. Noi ar trebui să ascultăm mai mult de oameni sau mai mult de Dumnezeu. Pentru că versetul care dumneavoastră l-ați menționat sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, păreri sunt multe, situația de închinare este una și aici apare întrebarea, cum să te închine acestui Dumnezeu? Și oamenii au păreri diferite cu privire la închinare. Dacă să vedem secolul 4, secolul V, de fapt s-a început din secolul al III-lea, când creștinismul a deschis larg porțile păgânismului și în moment ce în închinarea creștină curată apare elementele păgânii, a apărut conflictul. Pentru că cei care au rămas la cuvânt, au început să spui, uite-te, închinarea care o propuneți, ea este contrară cuvântului, ea nu merge după cuvânt. În felul acesta, păgânismul s-a -a penetrat până într-atâta în creștinism, încât oamenii de astăzi nu mai pot face diferența dintre ce este scris în Biblie și ce de fapt explică domniile sale atunci când țin prevedeci cu privire la diferite subiecte religioase pentru că ați luat uh, subiectul sabatului, fiecare vine cu părerea sa și spune, băi, duminica, ascultați, de ziua de, odihnă. da, ziua de odihnă, mă refer la ea, băi, uitați Vă uitați-vă, dumneavoastră nu recunoașteți că Hristos a înviat? Da, Hristos a înviat. Dumneavoastră nu recunoașteți că aceasta a fost o veste bună? Da, a fost o veste bună. Păi și de ce nu să ne bucurăm în ziua aceasta? Pentru că ea a, a acoperit acest vacuum care era de credință. Însă în Levitic, capitolul 23 și în alte părți ale în Biblie, în, Biblie, da, în cartea uh -huh. Levit, Dumnezeu face diferența între sabatele omului zilele de odihnă care omul și le ia sau care erau impuse în Vechiul Testament ca zile de odihnă, sărbătorile ceremoniale, dar pe una o distinge dintre toate, să păziți sabatele mele și în felul acesta sau ziua de odihnă care mi aparține mie. În felul acesta apare această criză. Păi pe cine să ascult? Dumnezeu vine în porunca a patra și este destul de explicit. Șase zile a făcut cerul și pământul și vine criza, când vom descoperi în cartea Apocalipsii aceste fiare care impun omului părerea sa. Sau, dacă vreți, schimbarea legii lui Dumnezeu după părere omenească. În felul acesta va fi conflict și el va genera o criză finală în care omul va trebui să decide. Vă rămâne la stă scris sau totuși se poate de rămas și la ce zic oamenii? Uh, un lucru, lucru care este important din ceea ce se prezintă, uh, noi vorbim despre criza finală. Deci noi am observat în istorie că a fost <coughs> și nu e nou. Da, și lucrul acesta repeta. se va repeta. În uh, capitolul Dar, notoriu... alergura re, repetării acestei crize va fi globală. Dacă ea a fost și a fost locală, în diferite situații ale istorii, criza care vine finală este globală. De unde putem să cunoaștem despre această criză și despre faptul că va fi problema dată? O găsim în Cartea Apocalips, în uh -huh. capitolul notoriul, 13, deci uh -huh. de aici vine 13 pe un fel de semnal, e uh -huh, da. o prejudecată luată, n-are nimic cifra sărmana cu ce se prezintă. De ce? Pentru că în cazul dat, în capitolul 13, se prezintă două, fiare, fiara uh -huh. întâi și fiara a doua. Sunt, practic, noi înțelegem în comentarii că sunt două organizații care iesă una după alta, deci chiar și cronologic vorbim despre... Se evidențiază. Se evidențiază. Și acum aș fi vrut să citim puțin mă rog, apariția lor. De exemplu, în primul capitol 13, versetul, cartea Apocalips, capitol 13, la versetul 1. Apoi am am sătut pe, pe nisipul mării și am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu zece coarne cu șapte capete. Pe corne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs și așa mai departe. Descrierea fiuroasă, într-adevăr. Uh -huh. Ce este cu această organizație? Pentru că după aceea, în desetul 11, vedem o a doua fiară. Apoi am văzut ridicându-se din pământ, observați diferența, una uh -huh. iese din apă, iar alta iese din pământ, o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel. Mielul înțelegem că cumva e o aluzie la Domnul Hristos uh -huh. și vorbea ca un balaur. Interesant, că în prima fiară balaurul îi dă putere, pentru că uh -huh. în versetul 7 lucrul acesta și să se demonstrează. Iar în cazul dat, a doua fiară va vorbi ca și balaurul. Ce sunt cu aceste două organizații? Ce sunt cu acestea în istorie? Cu cine putem să identificăm? Pentru că observăm în versetul, de exemplu, 5. I s-a dat o gură, deci vorbim despre prima fiară, i s-a dat o gură care vorbea mari vorbe și hule, și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Evident că este o organizație religioasă pentru că vorbește împotriva lui Dumnezeu. E un conflict religios. A doua fiară, nu prea vedem lucrul acesta, dar cine sunt aceste două fiare? Dacă, dacă îmi permiteți, eu vreau no. să vorbesc despre prima fiară, doar despre prima. Conflictul începe în capitolul 12 între Balaur și Dumnezeu. Balaur este identificat cu satana și satana luptă împotriva lui Dumnezeu ca mai târziu să lupte împotriva urmașilor săi. Deci asta este pe scurt. Capitolul 13 este un capitol în care se vede profețiile din Daniel, din capitolul 7, din capitolul 8. Daniel care reprezintă și el istoric, dacă veți, profetic, istoria întregului pământ. Apar împărățiile care succedează una după alta și este vorba despre Imperiul Babilonian, Grecia, în Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma, care în continuare din Roma, statul roman civil, va deveni Roma creștină sau Roma eclesiastică, da? sau cum îi se zice. Și dacă observăm în capitolul 13, în această fiară pe care a ieșit din ape, apele mari sunt națiuni, noroade, deci ea apare nu din senin, nu apare din nimic, ci apare pe fondul a acestor lupte între aceste imperii și ea se ridică și cuprinde în sine câte o parte din fiecare <coughs> imperiu. Pentru că o le, le încunin, încununează pe toate. Și dacă este vorba despre capătul acestei încununări, spune că s-a dat o gură care vorbea mari huleri. În Biblie noi știm, în capitolul 5 din Marcu și în alte capitole din uh, Evanghelie, în care Domnul Hristos, în moment când l-a iertat pe paraliticul care a fost coborât în casa lui Petru și a spus, iertate-ți sunt păcatele, toți care erau învățătorii legii l-au învinuit de hulă, pentru că tu care ești om te dai drept Dumnezeu, deoarece păcatele le poate ierta doar Dumnezeu. Deci, hulă, deci, în Sfintele Scripturi, asta ca să menționăm, uh -huh. vreau să fie clar pentru cei care ne privesc. Hulă, împotriva lui Dumnezeu, de fapt, este să te faci Dumnezeu. Așa, să deci. să te opoziționezi. Deci, această putere, ea se dă drept pe sine ca Dumnezeu pe pământ și este și vorba despre o, sistemul, de da? De -te -te. Sistemul romano-catolic, uh -huh. care și-a luat această prerogativa lui Dumnezeu, făcându-se pe sine drept Dumnezeu pe pământ sau în loc Domnului Hristos, care pretinde închinarea care îi aparține lui Dumnezeu. Și va, încă? Da? Și, iată, vorbele, și iată Ea păcatele. va face ceva. În cartea Daniel spune că se va da putere ca să schimbe vremile și legea. E vorba despre legea lui Dumnezeu ca să scurtez cumva puțin pentru că timpul este în scurt. Dar când e vorba despre vremi, în Biblie doar o singură poruncă este cuprinsă într ea vremea și este vorba de poruncă a patra în care sunt numărate zilele șase zile să lucrezi a șaptea să te odihnești deci fiara aceasta care vorbește cu vorbe de hulă va schimba Ni se dă și 42 de luni dacă vom privi istoric din 538 până în 1790 de luni ce înseamnă asta? fiecare lună dacă le împărțăm din punct 360. de vedere ebraic câte un an adică luna 30 are 30 de zile. de zile și nouă ne ies acești 1260 de zile sau 1260 de ani în profeție. Adică 1260 de zile în cazul de dar... dominație Așa. De, de prigoană va de autoritate. Să, va trebui să-i transformăm în ani. În ani. An. Și lucrul acesta, zechel. dacă comparăm cu cartea Daniel pentru că profeția din Apocalipsa mm -hmm. 13 și nu e pur și simplu din senun căzută sau s o rupim și din nu context. nu e singură. Nu e singură, ci anume aceste 42 de luni, o vreme două vremuri, jumătate de vreme sau 1260 chiar menționate în Biblie toate acestea arată despre aceeași perioadă, același timp Dumnezeu și nu așteptat aceeași organizație, aceeași, aceeași putere și aceeași prigoană care va avea loc. De aceea noi când ne uităm acum din punct de vedere nu numai biblic înțelegem aceasta dar din punct de vedere istoric noi vedem și dacă, de exemplu, astăzi mulți spun fascismul, ce au făcut nemții, Holocaustul și ei au mai recunoscut da, lucrul nu acesta. Nu spune nemții? Fasciștii. Da, da nu, da. nu, nu, nu. nu leagă etnia. de nație, da, da. Nu etnie. Unii etnia, nu, leagă nația. de aceasta. Dar ce vreau să spun că unii au ură, așa cum față de ei. Uh -huh. Dar vreau să spun că. Dar cei ce aici a făcut, sau vărsarea de sânge a milioanelor făcute de către Biserica Romano-Catolică, care s-au socotit infailibili, a recunoscut uh, Papa Ioan Paul, Paul dacă nu mă greșesc. da, el a recunoscut că noi am făcut, dar nu a văzut lucrul acesta ca păcatul lor de moarte sau a trecut toate așa superficial, frumos deasupra. Însă aceasta ne prezintă că s-a împlinit în privința lor. Și dacă profeția biblică s-a împlinit păi în privința prevință de 1260 -a de zile sau 1260 de ani, zile. cum ne identifică? Cum înțelegem că nu greșim? Poate că e o altă organizație și nu ceea pe care am numit -o a numit-o anterior. Ea apare pe fondul Ultimului Imperiu. Deci, Așa. în Cartea Daniel, capitolul 8, sfera înspăimânt, înspăimântătoare, care este identificată cu Imperiul Roman. El devizează însă pe, pe ruinile acestui imperiu la Roma atunci când apare un vacum de putere din cauza că Constantin și-a mutat capitala în Constantinopol în Roma, în Europa apare un vacum de putere. Astfel în 538 apare și persoana care este gata să preia această puterea asupra sa, numindu-se pe sine păstorul întregului Imperiu Roman de Apos. 538, deci da. înțelegem. Și până în 1700... 1798, când și... generalul Berthier, după Revoluția franceză, după ordinul lui Napoleon, îl arestează pe Papa, în felul deci. acesta, Biserica Romană Catolică primește o rană ca rana de moarte. Din 538, uh -huh. de fapt, a fost pusă în aplicare sabia. Și uh -huh. unii spun, uh, iată de când, dar decretul a fost dat din 533. Da. Uh -huh. Și dacă s-o cotiți, ce e interesant, o paralelă foarte frumoasă, tot în 1798... Prin sabie se termină acest decret, dar în 1793 a fost prin dat decret. decretul exact și cum nu ai da, 1260 de ani este perioada okay. aceasta. Deci am înțeles. Ce privește această organizație, într-adevăr, a avut inchiziție și a distrus multe și am fost și prin evul mediu întunecat, da. de, motivând. Da. Da. Și I A în pretins 16. toată puterea. Organizația a pretins toată puterea. Da. Atât politică cât și religioasă. Mm -hmm. Sărmanul Galilei, pentru ce a suferit? <gânt> da. Pentru că a avut altă părere. Dacă papa a spus sau conducerea bisericească a socotit altfel, ei și-au asumat această responsabilitate și au spus că nu, noi credem așa. Deci observăm, ei au luptat nu numai pe o sferă, pe toate sferele. Bine, uh, cu a doua feră. Da, cu o prima fiară am înțeles, da, da, a doua, și ai impresia că în capitolul 13 de parcă ei sunt înfrățiți, dar uh, la prima vedere nu e așa. Dacă ne uităm aici, este vorba despre o fiară cu coarne. A doua fiară, vorbim da, de a doua fiară. A dou Apocalipsa 13 cu 11. În primul rând, ea din pământ. O fiară cu două coarne, ridicându-se din pământ cu două coarne, ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Așa, da. Deci observăm, el la început face bine, de această autoritate, e menționat două coarne, puterea statului, puterea religioasă. Unii vorbesc despre puterea republicană, adică conducerea țării. Nu, nu știu dacă se poate de vorbit, da, așa. dar prezentarea aceasta, de fapt, dacă ne uităm contextul acestei fiare, se leagă de capitolul 12, când biserica era prigonită din nou în perioada 1260 și spune și atunci pământul s-a deschis. Și noul pământ care i-a salvat pe creștinii care erau prigoniți în Europa a fost noul pământ, America. E okay. teritoriul în care, într-adevăr, au ajuns acolo și au spus În sfârșit nu mai sunt catolici aici, nu ne mai prigonește nimeni Și au făcut o Constituție Și Constituția lor era libertatea Și au permis această libertate Și foarte multe confesii religioase la nivel internațional s-au retras Și au spus că în sfârșit America e țara visurilor, e țara libertății Dar Biblia spune că ea are coarne de miel Dar va vorbi ca un balaur. Și la un moment deci, dat cronologic, își impune. Cronologic putem să vorbim despre faptul că organizația despre care se vorbește, prima organizație, prima fiară, deci apare și se impune pe plan mondial, e serios, se impune în secolul 6, da, 5-6, se impune. Iar a doua fiară, se impune, începe să apară și să fie o hegemonie uh -huh. mondială după, deci în timpul secolului XIX. Uh -huh. E da. corect? Înțeleg? Exact. Cronologic. După, după, ce prima fiară, prima este, de fiară pierde puterea, așa. Această fiară preia această putere, deși apare și ea. Și la ziua de astăzi ea continuă să fie. Exact. există, ele lucrează paralel, dar acum crește una în putere. Păi de una este crescută, deci a doua da. fiară. Și, uh -huh. și care este această fiară? De ce noi o identificăm pe ea? Și care este? Cum o identificăm? Aceasta care este cu coarele de miel. Um, și observați, dumneavoastră, că ea vorbește ca și balaurul Vorbind acum despre mm -hmm. Imperiul Roman, adică deci, o forță uh, politică, politică se impune, dar uh, observăm că ea va face o icoană și va însufla o icoană primei fiare. Da. Deci icoană mm -hmm. înțelegem că este o lege, un, uh, un cerimoniu, o, o metodă o... de abordare. O metodă de va călca pe urmele primei Așa, fiare. și ca și cum o va reînvia, ca și da. cum va aduce prima fiară, o fiare. va aduce la existență da. înapoi, prietena deci își aduce prietena a doua fiară care va impune închinare Așa. deci, iarăși va ajunge... impune nu doar închinare, va impune să crezi cum îți spune ea, să, să da. slujești să, să trăiești și e, nu vei avea posibilitatea sau libertatea aceasta de a lege deci ajungem exact la închinare. Atât prima fiare care era o problemă de închinare și a deviat, a adus lumea în eroare... Uh -huh. Cât și a doua fiară, care la prima vedere nu are nimic comun cu aspectele religioase, da. dar va face ca să fie adusă prima fiară. Deci, închinarea primei fiare, înțeleg dacă, eu. Dacă, sau dacă, ideile uh -huh. sau conceptul, doctrina sau înțelesul, învățăturile a doua a primei fiare Spuneți vreo, care e de fapt această problemă de închinare? Vreau întâi să fac o concretizare. Când vorbim despre sistemul romano-catolic, nu am în vedere oamenii catolici care se închină în felul în care ei se închină, ci ceea ce am este doctrina prin care această putere s-a impus lumii atunci. Când vorbim despre a doua feară, nu vreau să vorbesc despre Statele Unite ca persoane, ca populație. Sunt ca oameni, oameni buni da. ca oameni, ci de sistem politic care. Se va impune în timpul sfârșitului sau în criza finală, în felul în care s-a impus și prima fiară. Va aborda, în primul rând, puterea politică, ca apoi, prin putere politică, să, sub, să subminie, sau să suprimeze oamenii la nivel de închinare sau nivelul moral al închinării. Deci dacă facem o cu totalizare, pentru că timpul e nimilos, scuzați-ne, dar deja suntem la finalul emisiunii noastre. Prima fiară a fost în istorie și va fi readusă înapoi. până la urmă. Da. A doua fiară este la ziua de astăzi și cu părere de rău, pentru viitor, deja ne stă în față, va face o, iconă, o cum icoană. Așa o icoană Deci va Sub face... diferite pretexte. Da. Pentru că pretextele de astăzi, care sunt și care le-am citit, s-ar părea că vor scoate legi civile care s în sinea sa nu sunt rele, însă ele vor intra într-un conflict direct cu Biblia. Evident. Deci va face iconul. Asta este problema. Deci ea este apărută a doua, fiară. noi o vedem în istorie. Sunt Statele Unite. Da. Și în cazul dat. Paradoxal, dar profeția zice despre faptul că va crea, va readuce prima fiară sau eu știu, conceptul romano-catolic și acum vorbim de conceptul punctului ei, uh -huh, uh -huh. principal asta este schimbarea zilei de odihnă din Așa ziua este. șaptea în ziua, în prima zi a săptămânii, deci duminică. Deci va fi dacă conflictul, dacă înțeleg eu, între sâmbătă și, și, duminică. și duminică, dacă îmi permiteți. Papa Ioan Palul și acum chiar Papa Francisca a zis Haideți ziua de înuminic, duminică, să o numim ziua familiei. Da, zi în care să spunem stop. Stop abuzurilor, stop deșeurilor și nu știu ce, ecologică și familie. Deci va fi într-un pretext, parcă o ar spune cineva, și de sunteți împotriva familiei? Nu, nu suntem împotriva familiei. Dar această zi va camufla pretenția fiarii care pretinde de fapt închinarea pentru că ea spune că ziua de duminică îi aparține și cine se închină în ziua de duminică, de fapt se închină sistemului romanul catolic. Noi recunoaștem familia, recunoaștem prioritățile familiei, recunoaștem tot, dar legea lui Dumnezeu, cel care a creat lumea, ne ajută să înțelegem că închinarea îi aparține doar lui și Dumnezeu are doar 10 principii de închinare. Iar a patrulea principiu, a patra păruncă, este Porunca despre sabbat, nu despre Duminică, nu despre oarecare altă zi, ci ziua care aparține doar lui Dumnezeu. Pentru că în șase zile a făcut cerul și pământul. Iar ziua aceasta îl descopere pe Dumnezeu ca Creator. Creator a toate ce este. Aici, dacă ne uităm la această problemă, diavolul este șiret. El întotdeauna a lucrat așa, meschin. Și noi așteptăm astăzi să fie dat un decret. Mulți spunem astăzi să fie dat decret și așteptăm să întâmple ceva peste noapte. Dar să nu uităm că unele schimbări au loc treptat. Așa, încet cu încet, cum în unele regiuni din tăi, sunt închise, de exemplu, duminică, magazinele, e zi de liniște și așa mai departe, ca mai apoi oamenilor să le se permită și o zi și alta, dar din cauza crizei financiare și altor probleme, va fi, hai să alegem mai partea unde mai mulți să o cotim că este corect. Dar satana nu doar atât așteaptă și noi putem spune, da, dar când statul mă va impune să cred, eu am să rămân pe poziția mea. Dar, de fapt, mai este și o altă latură. Că eu pot cu două mâini să spun că eu cred în Dumnezeu, că eu păstrez ziua Lui de odihnă, dar să nu o țin așa cum cere Sfânta Scriptură. Să o țin cum îmi place mie. Să nu fiu găsit la închinare, să nu fiu găsit în casa de rugăciune, să nu fiu găsit decât acasă, frumos, comod. Deci, domnilor, frumos. criza finală se apropie. Și îi va implica toată lumea. Pentru că așa scrie și a făcut ca toți cei Mici și mari, bogați și sărați, sloboți și uh, robi, să primească un semn și așa mai departe. Toți. Deci, implică pe toți. Criza finală va implica toată lumea. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi. Este nevoie pentru ca să înțelegem ce este. Uh... Și cred că este nevoie și de timp și de spațiu pentru a desfășura acest subiect, care este nu este atât de. Nu-l poți explica în 40 de minute. Mulțumim mult! Dacă ți-a plăcut acest material, te invit ca să îl repartizezi și te invit să accesezi și alt material anterior și poate ulterior, te invit să ne dai o reacție. Evident că multe lucruri pe care le încercăm să le studiem sau să le prezentăm poate vă stârni, vor genera mai multe întrebări, dar lucru acesta este bine. De ce? Pentru că este nevoie. Dacă este corectă întrebarea, atunci se găsește și corect răspunsul exact aici în Sfintele Scrituri. Ține minte, conflictul se apropie. Va trebui să avem o poziție noastră și să nu fim păcăliți. Poziția la care suntem invitați, să avem poziția de partea Domnului Hristos care zice că este adevărul. Spunem la revedere, până data viitoare.